al Nicolae Dănsușanu și atunci păi, tocmai probabil de aceea va fi un moment deosebit să poți scoate o ediție nouă, completată și adăugită. Dar Dănsușanu era și el beneficiarul unor studii anterioare. Cezar Boliac, HD-ul, Tocilescu încercaseră să abordeze această problemă, fiecare cu capacitatea lui. Dănsușanu a avut o capacitate de muncă imensă și el a adunat, a făcut un salt enorm înainte în această mișcare dacologică, dar a fost respins de școala de o istorie oficială, îndeoseb de Dimitrie Onciul, care a pus un adevărat embargo asupra răspândirii operei. În schimb, era foarte apreciat de lumea politică a vremii, primul ministru Ionel Brătianu, regele Carol I, l-au încurajat pe Dănsușanu și lucrarea Dacia preistorică a lui Dănsușanu a apărut după moartea acestuia, în 1913, iar primul exemplar a fost înmânat de editor, de Goebbels, regelui Carol I. N-am reușit să aflu dacă se găsește exemplarul în biblioteca de la Peleș, dar avem mărturii scrise că a primit primul exemplar al acestei ediții. Au zis, l-au încurajat cum l-au încurajat, dar l-au lăsat să moară singur și a făcut cu o conștiinciozitate exemplară datoria la biblioteca de militară și în ultima parte a vieții a lucrat în cămăruța lui la această Dacie preistorică și n-a reușit să-și vadă opera publicată. A fost marginalizat de colegii lui istorici, îndeosebit. Ajutorul dat și apoi Ionciu la București, Xenopol la Iași s-au ținut să nu intre cartea Dacia preistorică. Dar de ce? Cu ce deranja această carte? Păi deranjează foarte mult. Și astăzi foarte de mult. Ce deranjează? Punea o temelie mult mai largă istoriei naționale. Dacă spui că istoria noastră începe de la cucerirea Daciei de către romani... Ceea ce nu este adevărat, pentru că obturezi o perioadă extraordinară. Și te deranjează dacă cineva spune că a fost cu câteva mii de ani anterioară, nu? Din contră, pe mine nu m-ar deranja. Dănsușanu începe este cu o câteva zeci pentru... de mii de ani înainte. Este o provocare pentru timpurile de astăzi să afli ce s-a întâmplat cu acest pământ, cu această țară, cu acest popor, de dinainte de a fi el... cum să spun, atestat în documente. Doamne, era epoca poemului lui Andrei Mureșan, splendid poemul, nu? Un răsunet care a devenit imnul nostru național și conform școlii ardelene, transpus de Mureșan, cu convingere, nu? Noi suntem fii unor bărbați cu brațe tari, Decebal cel harnic, Traian cel drept, care au făcut și au dres. Nu. Era falsă. Dar ce se întâmplă? Școala ardeleană, și asta vreau să adaug la... Școala ardeleană este o grupare de copii bine dotați de greco-catolici, luați de papalitate în Occident, școliți și îndoctrinați pe ideea tezei romanizării și apoi trimiși în țară. Că și-au dat seama că este ilogic să accepte exterminarea, da, de aceea au și, dar n-au zis română, nici măcar română, au zis romana. Cel mai puternic să pronunță Petru Maior, care a învățat acolo la școală. Nu se poate, n-au pierit Dacia și au rămas. Deci a început timid așa cu îndoiala în exterminarea dacilor în faptul că au pierit Dacia. Da, cred că nici măcar nu este logic să se fie întâmplat așa ceva. Nu poți să extermine o populație întreagă. Popescu, adineaori. În legătură cu cei care au urmărit refacerea Daciei. Unul este planul autohton dacic care ne-a traversat istorie și care urmărea reunirea acestor țări dacice și independența, câștigarea independenței lor și altele sunt planurile unor străini, unor aventurieri străini care voiau să facă în profitul lor, fie imperii, fie aventurieri constantinopolitani, în profitul lor această Uniune Dacia. Ăsta a fost și despot, despot Vodă, Iacob Heraclitul, despotul. Ăsta a fost în secolul 17 Mihnea al III-lea. Ăsta a fost Sigismund Batoric, n-ar avea niciun drept să spun așa. A fost urmașul lui, unul din urmașii lui, Bethlen, Gabor Bethlen,
care s-a făcut o efigie în Occident, a participat la războiul de 30 de ani, cu un coronament în care era conducător al Dacii. A întrebat pe Chiril, patriarhului Constantinopolului, dacă e bine să se proclame și să forțeze nota pentru a fi rege al Dacii, și Chiril, patriarhul, a sfătuit, nu e bine, că cine știe ce reacție strânești la oamenii aceștia. Da. Vorbiți-ne despre această carte, ce o arăt eu telespectatorilor. Da. Este această cartea scrisă de dumneavoastră. Aceea este la a patra ediție și pregătesc o a cincea ediție, eu numai sponsor să găsesc. Este prima sinteză a epocii străvechi și vechi, antice, a strămoșilor noștri și a strămoșilor lor, așa, și a planului dacic care ne-a traversat istoria. Și despre această carte, că ați spus că vreți aceasta, să discutați? Întrebați o... adineori în, în... O arăt eu și dumneavoastră ne povestiți. A venit ca o revelație această carte a domnului Miron Scorobete, Dacia edenică. Să verifice ascultătorii, cei care ne privesc acum sau ne ascultă, așa, în Biblie, în Vechiul Testament, în prima carte a lui Moise, este numită Valahia. Adică în textul biblic spune Havila, în anagramă de Valahia. Și nu pentru că a spus Scorobete, ci pentru că ulterior demonstrația autorului în această carte, o demonstrație beton cu cercetare pluridisciplinară, ajunge la concluzia că această Valahie era cea care mai ulterior a fost consemnată ca Dacia. Valahia a revenit în forță în Evul Mediu, când domnii români s-au numit domni ai Valahiei sau Ungro-Vlahiei, cum că era lângă Ungaria, Vlahia lângă Ungaria. Așa. Deci era Havila aceasta, Valahia în anagramă, țara înconjurată de râul Fison. Râul Fison era râu, spune Biblia, era efluviu. Era numele străvechi al Dunării. Și documentul pe care se bazează spune asta e numele străvechi al Dunării, Fison, și locuitorii de pe malurile lui se numesc Fisoniți, care acum, zice el mai târziu documentul, se numesc Danubieni. Dunărea care se varsă în mare, în pe mai multe guri, între care una este Gura Sacră. Deci este această Dacia. Și în continuare, autorul merge cu argumente de unitate și continuitate până aproape de noi. Inclusiv Miorița, în interpretarea lui domnului Scorobete, merge până în perioada aceasta străveche, așa cum o interpretează el. Cu lucrurile adunate de... A fost o revelație pentru noi cartea asta. Să cerceteze toți în Evanghelie, în Biblie, și să vadă această țară, Havila, care în anagramă dă Valahia cu demonstrație, acum avem demonstrație. E primul român. Și primul, nu știu dacă pe plan european, dacă a făcut cineva treaba, nu aveau niciun interes, nici viziunea, care a arătat că țara aceasta, care are aur și mult aur, unde s-au năpustit mulți pe aurul ăsta și acum se năpustesc, așa, este viitoarea consemnată în documente Dacia. Dacia și Dacia. Dumneavoastră aveți acolo o carte și o să ne citiți un poem, da, din columna lui Traian. Înainte de asta aș vrea să spun că Miron Scorobete, un poet foarte cunoscut în urmă cu câteva decenii, și-a dedicat, să spune, nu chiar ultima parte a vieții, pentru că trăiește încă, dar o mare parte din ultima parte a vieții acestei dacii, și aș putea spune că este o continuare a Daciei preistorice, a lui Dănsușanu, pentru că el se bazează pe surse din secolul 6 al erei noastre până în secolul 20. Da. E foarte interesant. Eu aș vrea să dau un citat. Dumneavoastră, aș vrea să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră vă ocupați cu traducere de foarte multe cărți și ne-ați adus aici mai multe. Ne-ați adus, de fapt, foarte multe cărți, dar n-am putut să le punem pe toate în această emisiune. Și în timp ce dumneavoastră o să ne citiți din acea carte, eu o să arăt câteva din cărțile pe care dumneavoastră le-ați readus și le-ați îngrijit la editura eventual militară. Să spun câteva lucruri despre ele, nu? Deci, da. Amarile enigme ale lumii, scrisă de un austriac, apărută simultan.